Președintele turc Recep Erdoğan pare tot mai disperat în cursa prezidențială. La ultimul său meeting electoral, el și-a acuzat adversarii politici că au colaborat cu președintele american Joe Biden pentru a-l da jos de la putere. Erdoğan și-a bazat acuzațiile pe o serie de afirmații făcute de președintele american Joe Biden, însă în urmă cu 2 ani și jumătate. Președintele turc Recep Erdoğan a ținut la Istanbul ultimul său meeting electoral. În cadrul lui, el a acuzat partidele de opoziție că lucrează cu președintele american Joe Biden pentru a-l răsturna de la putere. Pentru a-și justifica poziția, Recep Erdoğan a făcut referire la o serie de declarații făcute de președintele Joe Biden în decembrie 2019. What I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition because we have to speak out about what we in fact think are wrong. He has to pay a price. He has to pay a price for whether or not we're going to continue to sell certain weapons. Președintele Donald Trump a fost însă cel care a scos Turcia din programul de livrări ale aparatelor F-35 după ce Turcia a refuzat să renunțe la un contract militar pe care îl semnase cu Rusia. Președintele turc Recep Erdoğan nu este singurul care vine cu acuzații ciudate pe ultima sută de metri a cursei prezidențiale și principalul său contracandidat, Kemal Kılıçdaroğlu, a apărut la un miting electoral purtând o vestă anti-glonț după ce partidul său ar fi primit informații că ar fi vizat de o tentativă de asasinat.